Deschideți, vă rog, cu mine la Matei, capitolul 6, de la versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și versetul 34, nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea, însă și ajunge zilei necazul ei. Doamne, Tată, stăm înaintea Ta, Doamne, și Te rog să ne înveți în seara aceasta să nu ne îngrijorăm. Te rog să ne înveți în seara aceasta ce-i viața și ce-i veșnicia, Doamne. Și ajută-ne, Doamne, așa cum în dimineața aceasta vorbea Duhul Sfânt puternic aici, că ne aștept să fim niște oameni sfinți și aștept de la noi lucruri frumoase, Doamne, ajută-ne să trăim vieți plăcute Ție, Doamne, și să ne încredințăm inimile în Tine și Te lăudăm și Te iubim, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin, vă rog respectos să vă reașezați. E o întrebare, ce-i viața ta? Și m-am gândit să aleg o clepsidră. Acum, în mod normal, noi știm că acea clepsidră, în momentul când ai întors-o, ea nu stă pe loc. Ea merge și se consumă, așa-i? Și mă gândeam că e cel mai bun exemplu să ne gândim la viață. Așa e viața, ca și nisipul ăla de acolo. Atât ai tot. Și puteam să aleg un filmuleț care merge, dar tot mergea și se urca și tot mesajul, vă uitați la nisipul ăla acum. Când este, când e jos, când e sus, așa-i? Și, dragilor, mesajul care vreau să-l aduc cu ajutorul Domnului înaintea voastră, e despre viață și după textul care l-am citit ne îndemna așa de frumos să nu ne îngrijorăm de lucrurile astea elementare, spunea aici Domnul Iisus, dar și de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Care din noi, îngrijorându-ne, adăugăm câțiva centimetri la înălțimea noastră? Ce frumos a pus Domnul acolo, știu el că în DNA-ul care el a hotărât, dacă a hotărât să fie un pic mai scund, am auzit că mai sunt acum ceva operații, că ți-ar putea tăia din picioare și să... nu mai vrei să-ți întrerupă toate ligamentele, toate venele și să-ți îmbine lucruri ca să mai câștigi câțiva centimetri, să treci după o viață de chin, nu? Știa Domnul că nu putem noi să adăugăm nimic și dacă ne îngrijorăm. Și primul punct din mesajul acesta îi elimină îngrijorarea. În 1 Petru 5:7 spune: și aruncați asupra lui toate, spune aici, nu una, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Domnul veghează, El este cu noi. Și din frumoasa asta citire care am citit-o aici din Matei, înțelegem că îngrijorarea noastră nu ajută la nimic, dimpotrivă, numai ne încărcăm cu frică și cu nesiguranță când ne îngrijorăm, așa-i? Să știți, dragilor, că viața este de la Dumnezeu. Dacă vrem, o să pui Genesa 2, versetul 7 doar. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din sărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un duh viu. Nu te mai îngrijora, El e făcătorul tău și El îți va purta și de grijă, așa e? Dacă El te-a făcut, va ști El să-ți poarte și de grijă. Există în Vechiul Testament, tot aici mai pe la început, un pasaj legat de Moise. Vorbește acolo ceva așa de frumos, cum Moise a avut curajul să meargă înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebe pe Dumnezeu, l-a întrebat, cum te cheamă? Dacă vă reamintiți pasajul, și Dumnezeu a fost suficient de milostiv
pentru a-i răspunde, iar numele pe care i-l-a dat este înregistrat în originalul ebraic, Yahweh. Acum, în originalul ebraic, sunt doar 4 litere. Vedeți partea de sus? Deci când i-a spus Dumnezeu la Moise, așa i-a spus. Cum citim acolo sus? Yahweh. De-a lungul timpului am adăugat în mod arbitrar un A și un E acolo pentru a obține Yahweh. Probabil pentru că avem o preferință pentru vocale, așa-i? Savanții și rabii au remarcat că literele Yah reprezintă sunete de respirație sau consoane aspirate. Când este pronunțat fără vocale intermediare, de fapt sună ca o respirație. Prima parte, primele două litere, sună inhalare și următoarele două litere a expirare, da? Moise, Doamne, cum te cheamă? Viață, suflu. Așa că primul strigăt al unui copil, prima suflare a lui, rostește numele lui Dumnezeu și ne abandonăm în brațele lui, că El a pus în noi, cum spunea versetul ce l-am citit mai devreme, suflare de viață, a suflat peste noi viață. În Matei 6:26, uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Un alt aspect. Viața ne este restaurată în Hristos. Dacă țineți minte Galateni 2:20, doar puțin citesc de acolo. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Aici este siguranța. Avem legătură directă cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. De ce să ne mai îngrijorăm? Luca 12:7. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Vreau să vă sfătuiesc în seara aceasta, momentul ăla când ești bolnav, să nu mai spui, sunt bolnav și mă lupt cu boala. Ia-o invers. Sunt sănătos și mă lupt cu boala. Și ce vei rosti peste tine, prin credință, Dumnezeu te va ajuta. În situațiile dificile, gândește-te la un aspect și vei fi mai liniștit. Până să ajungi tu în încercare, a fost Domnul acolo. De a pregăti posibilitatea să treci pe acolo și de a ieși biruitor. Îl țineți minte pe Moise, când era miculuț așa și s-a dat decretul și a fost pus în acel sicriaș și pe Nil. Vă dați seama că înainte ca acel prunc să fie pe sicriașul ăla, să plutească pe Nil, Dumnezeu deja a fost acolo și a închis gurile crocodililor. Înainte de situație, El deja e acolo. Chiar dacă spui, Doamne, m-ai lăsat singur, singur, nu mai înțeleg, El deja e acolo. Elimină îngrijorările, așa e? Dacă țineți minte Daniel în groapa leilor, iară, Dumnezeu a fost acolo să le țină gurile. Credeți că nu le-a fost foame la lei ăia? Credeți că dacă a fost aruncat Daniel acolo, a fost aruncat pentru că lei tocmai ce serviseră așa de multă mâncare că nu mai aveau chef nici să-l miroasă pe Daniel? Nu, cu siguranță erau înfometați. Dar a fost deja Dumnezeu acolo să închidă gurile leilor. Da, despre cuptorul acela unde tinerii aceia au fost aruncați. Așa e că a fost acolo al patrulea. Și acum oare dacă te întrebi de îngrijorarea ta și de situația în care ești, oare nu-i deja Dumnezeu acolo să poartă de grijă? Și poate tocmai ce învățam de dimineață îți făcute tocmai ca să se sudeze, tocmai ca să facă ceva, tocmai ca să lucreze ceva în noi. Poate unele sunt săpuși, lăsate acolo pentru ceva. De ce să ne mai îngrijorăm, dragilor? Isaia 12:2. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Luați versetul ăsta și puneți-l așa pe un cartonaș și pe ușă la frigider, la
Unii au acolo de... Numai nu puneți prea mari la oglindă unde e mașina, că mulți au tot fel de chestii și nu vezi bine traficul, dar pune-l în multe locuri și rostește-l de câteva ori pe zi. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea. Voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeul meu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit. Păi dacă ai cuvântul ăsta în tine, altfel îți merge ziua. Domnul să ne ajute. Hai să ne uităm și la Matei 11:28. Mântuitorul Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, spune Iisus Hristos, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Mergem la Iisus, dragilor, și ne abandonăm în brațele Lui de Mântuitor. Ne dedicăm viețile Lui și luăm jugul Lui asupra noastră. Este bun și sarcina Lui ușoară, așa e? Al doilea lucru. E o întrebare, o altă întrebare. Ți-e viața dată lui Hristos? Întrebare bună, așa e? Cred că majoritatea de aia suntem aici când ne-am dat viețile lui Hristos, dar se prea poate că mai sunt care încă stau, încă se gândesc. E așa de bine cu Domnul, gustă și vedeți ce bun este Domnul. În momentul în care înțeleg ce a făcut Dumnezeu pentru mine prin Iisus, tot restul vieții mă strădui. Ne străduim, dorim, căutăm sfințenia, să trăim într-o recunoștință. Atât putem să facem noi. N-avem cum să ne plătim plata păcatului, că a plătit-o El. Dar ce putem noi să avem o atitudine de recunoștință? Nu-i frumos când faci cuiva un bine să-l vezi că are o atitudine de recunoștință față de tine? E suficient, nu trebuie să-ți facă binele ăla înapoi, doar să-ți fie recunoscător în... Așa e și noi, ce putem face e să avem recunoștință înaintea lui Iisus, să-L slujim, să-L slăvim, să ne străduim, să respectăm cuvântul acesta care îl citim, care îl învățăm, din care cântăm, din care predicăm, din care ne îndemnăm. Domnul să ne ajute! Cât de mult ne-a dat Dumnezeu, măcar că nu meritam nimic. Acesta este harul Lui. Bunătatea și îndurările tale se înnoiesc în fiecare dimineață, spunea Iov. Iisus se uită la tine și la mine prin bunătatea Lui care se înnoiește în fiecare dimineață, spunem noi astăzi. Să mori față de păcat și înviat să trăiești față de neprihănire. Repet, să murim față de păcat și înviat să trăim față de neprihănire. Domnul să ne ajute, amin? Și revin la Galateni 2:20. Am fost răstigniți împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce cuvânt frumos! Domnul să ne ajute! Vreau să vă spun de o ilustrată, legată așa de... Să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă să fii mort față de păcat, da? Deci am murit și am înviat cu Hristos, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește mine, spun sunt mort față de păcat. Hai să presupunem că unui om, dăm un exemplu, așa îi plac foarte mult mititei, să zicem, da? La Ardeal merge și e un tip care e foarte, foarte după și uite a venit ceasul și momentul și a trecut la cele veșnice. Și acum stai lângă trupul neînsuflețit, care a murit, și duci platoul cu mititei așa pe lângă nas. Care-i va fi reacția? Așa-i că niciuna. Pentru că a murit față de mici, a murit față de trup, a murit față de viața veche. Așa cumva ar trebui să fie treaba asta, suntem morți față de păcat. Când mai vine prin fața ochilor noștri, noi să nu mai avem nicio veche schițare, cum se mai prezenta aici în alte mesaje. Niciuna. Să fim morți față de acel păcat și Domnul ne poate ajuta asta prin Duhul Lui cel Sfânt. Să spunem așa în rugăciunile noastre, Doamne, am murit față de mine și am înviat și trăiesc față de Tine.
Doamne, ce vrei de la mine, da? Doamne, am murit față de mine și am înviat și trăiesc față de tine acum. Doamne, ce vrei de la mine? Asta e o rugăciune foarte sinceră și frumoasă. Ioan 8:12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Asigură-te că viața îți este în lumină, că viața ți este dată lui Iisus, cum spunea acest punct al doilea, ți-e viața dată lui Iisus. Psalmul 89, de la versetul 47. Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului? Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să-și scape sufletul din locuința morților? Așa că venim pe rând și plecăm pe sărite. Ne naștem așa pe rând, da? Acum Tabi gravidă și altele și un baby aici numai ce au ajuns la adunare, în cărucior, pe coloar, da? Venim așa frumos pe rând și când plecăm, plecăm pe sărite. Și mai va urma o plecare finală când câți vom fi în viață, vom fi luați atunci toți și Domnul să ne ajute câți vom fi în viață să fim parte din mireasa Lui. Amin? El să lucreze așa. Nu știm când ne va surprinde acel moment în care plecăm la cele veșnice. Și cât timp suntem în viața aceasta, dragilor, să știți că Dumnezeu are lucruri frumoase pentru noi și cum se spunea de dimineață, El a hotărât această mântuire pentru toți. Acum alegerea este a noastră. Și Domnul a rânduit pentru fiecare din noi să fim un adevărat izvor de binecuvântare, nu ceva așa care stă pe o ceva uscat și se uscă, da? O baltă micuță care așteaptă numai arșița să o termine. Nu e adevărat. Noi suntem ceva care trebuie să curgem prin El, cu El, în El și Duhul Sfânt să fie cu noi, să ne ajute la aceasta. Dragilor, care încă n-ați făcut pasul, veniți la Hristos. Nu la o religie vă chemăm aici la biserică, vă chemăm la Iisus Hristos. Și El să lucreze, să lucreze în viețile voastre. Mai vreau să vă mai dau o ilustrată. Se spunea că într-un sat așa mai micuț, era unul care toți îl știau de bețivul satului. Și se întâmplă odată că Evanghelia îl atinge. Și l-atinge pe omul nostru și sincer își dă viața Domnului, face botezul în apă, ne așteaptă și pe noi încă unul în curând, face botezul în apă și omul ăsta are o viață nouă. Și acum vechii lui prieteni și sătenii îi spun: măi omule, tu ți-ai părăsit religia, mă. La care el spune: ce religie? Religia mea a fost birtul. Asta e realitatea. Religia mea a fost birtul. Acum m-am întâlnit cu Hristos. Ascultați un lucru. Orice religie care vă permite să trăiți oricum nu are nimic de a face cu credința în Dumnezeu și duce într-o direcție greșită. Locul ăla unde ești chemat într-un mediu și există prea multă toleranță, fără să fii chemat la sfințenie, cum auzeam de dimineață aici, fără să ți se vorbească clar de consecința păcatului care este moartea, unde ți se dă o evanghelie ieftină, unde ți se spune mereu că Dumnezeu este bun și iartă și trăiește cum reușești, că El e așa de bun și te va ierta după aia cumva, dragilor, e un loc periculos. Domnul să ne țină pe calea Lui și să ne ajute să ne uităm la Iisus Hristos, care este singura cale, care este calea, adevărul și viața, și să trăim ca atare. S-au descris acele puncte frumoase de dimineață și nu vreau să mă duc și eu în aceeași direcție cu mesajul, că vorbim acum despre viața de aici și despre viața veșnică. Nu este așa că în viața aceasta trebuie aici produse și momentele alea a reconcilierii, în clipele alea în care ne împăcăm cu Dumnezeu și trăim prin credință, să căutăm, cum spunea în Scripturi, credința dată sfinților, odată pentru totdeauna, și Domnul să ne ajute. Oamenii pun preț pe imagine, dar Dumnezeu pune mare accent pe caracterul nostru și El e Cel care clădește noi caractere cristice și
Scriptura ne îndeamnă și ne învață mai mult și mai mult să semănăm cu Iisus Hristos și El să ne ajute. Ce faci atunci când nu te vede nimeni? Ești un Iosif? Vă amintiți exemplul lui Iosif? Și iei decizii cu caracter? Sau ești altcineva? Când stăm așa și ne gândim la veșnicie, mă gândeam la un tablou. Toți știm de celebrul Titanic, așa-i? Tablou acela cu Titanicul. Oare, ce ziceți voi, s-a scufundat Titanicul pentru că a fost prea multă apă în ocean? Nu. Pentru că s-a întâmplat ceva, s-a perforat ceva, s-a izbit de un iceberg, s-a întâmplat ceva și a permis acestei ape să intre. Și atunci s-a scufundat. Mă gândesc, acum, exemplul ăsta poate fi dat în multe contexte, dar mă gândeam aici strict la veșnicie, la cât îi devastă veșnicia și Titanicul ăsta micuț, așa, care merge pe asupra lui, are un timp în viață când se deschide și încet, încet veșnicia intră. Am intrat în partea altă, în pasajul al doilea vieții noastre și să stăm, dragilor, în harul Domnului Iisus Hristos. Dacă viața ți este dată cu adevărat lui Hristos, atunci automat o ai și pe cea veșnică. Al treilea punct. Asigură-te că în viața aceasta o dobândești pe cea veșnică. Tot ce vreau de la viața aceasta este să o câștig pe cea veșnică. Dacă îți propui principiul ăsta, să spui în fiecare zi, Doamne, tot ce vreau de la viața asta e să o câștig pe cea veșnică, împlinești mult aici, că vei fi atent și la sfințenie, și la ce te cheamă Dumnezeu, și la cum te cheamă să fii Dumnezeu, și la cuvântul Lui, și la relațiile între noi, și la tot. Ce este viața aceasta? Dintr-un alt punct de vedere, viața aceasta, destul de trist spus, e o alergare continuă după bani, așa-i? Și mai târziu, foarte trist, alergăm cu banii după sănătate. Deci primul pasaj de viață, foarte mulți din noi alergăm să facem bani, timp în care ne pierdem sănătatea. Așa mulți bărbați știu cu spatele rupt că au zidit așa de mult și au adunat așa de mult. Și poți să stai în fața doctorilor cu milioane să spună, indiferent câți bani ai aduce, încă n-avem descoperit ceva să-ți poată remedia situația ta. Din nefericire, scaunul cu rotile cât mai ai. Alergăm să adunăm bani, timp în care ne pierdem sănătatea, după care cu banii ăia adunați încercăm să ne recuperăm sănătatea. Doamne, dă-ne o minte sănătoasă și înțeleaptă până suntem în sănătate, să știm că de la viața asta nu sunt așa de importanți banii. Important relația noastră cu Dumnezeu și cred că tocmai de aia Iisus ne spune aici, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Aici nu merge la lucruri mari. Îngrijorarea noastră de multe ori cum e să construim un bloc apartamente sau abar n-am ce altceva. La lucruri mult mai mari, să ne mai băgăm la încă o datorie, să luăm încă o mașină pe lângă cea cu care merem în oraș să avem una de mers pe deal. Sunt lucruri care ne băgăm noi niște stresuri și niște roți inutile, care sistemul ăsta global acum ne-a făcut să nu mai știm să trăim frumos. Și Iisus vinea simplu aici. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă la ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Și ne spunea să ne uităm la păsările cerului, cum El le poartă la toate de grijă. În alt loc scrie, nu sunteți voi mai de preț decât
te va vrăbi. Tot ce vreau de la viața aceasta este să o câștig pe cea veșnică și ajută-ne, Doamne, prin Duhul Tău aceasta. Trebuie să realizăm că oricât de sănătoși am fi, să ducem o viață pașnică și prosperă și chiar dacă am trăit 100 de ani, că mai mult, mai sunt câțiva numai momentan care au trecut un pic de 100, dar nu e nici aia viață. Deci să fie viața aia perfectă, da? Chiar așa dacă ar fi, când o comparăm cu infinitul. E un strop în ocean, așa-i? Față de eternitatea care urmează. Și ne întrebăm cum ne asigurăm această veșnicie. Că o vrem cu toți. Vreți veșnicia? Amin. Toți o vrem. Și cei mai mulți din noi deja știm bine cum se asigură veșnicia asta. Până la urmă, e Dumnezeu Cel care o dă. Evrei 9:27 vorbește aici că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. În 2 Corinteni 5:10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau după răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Deci după moarte este o judecată care determină cum ne va fi petrecută veșnicia cu Hristos în cele veșnice. Să spună, vină rob bun și credincios și intră odihna Tatălui tău, sau acolo unde a fost creat acel loc trist pentru cel care odată a fost Lucifer și a vrut să se ridice mai presus de Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut o zi când a zis atât, pun aici. Pentru el e pregătit iadul, nu pentru noi. Dar dacă nu vrem să acceptăm calea mântuirii și calea lui Iisus Hristos și pe El cale, adevărul și viața, partea tristă este că acolo se va ajunge la cei care nu își pun nădejdea și credința în El și nu-L primesc ca Domn și Mântuitor în viața Lui. Poate spui în momentele astea, dar știi cum e, că eu sunt un om foarte moral. Sunt foarte atent să nu mint, să nu fur, să nu lovesc pe nimeni, să nu poftesc ce nu-i a meu. Sunt foarte moral de felul meu și chiar dacă va veni clipa aceea și va veni momentul judecății, sigur voi cântări bine, pentru că atâta mă strădui. Nu-i așa. Hainele, zicea un alt verset, spunea că faptele voastre sunt ca o cârpă murdară înaintea mea. Nu-i prin faptele noastre, nu-i prin strădania noastră. Oricât de morale am fi, ne aflăm păcătuind de câteva ori în fiecare zi. Recunoaștem lucrul ăsta? Chiar noi, cei mai strădalnici, să spunem așa, că ne străduim cel mai mult, așa e că fiecare din noi recunoaștem. Vreți să facem un sondaj, așa, fi sincer cu voi. Hai să dăm niște cifre. De câte ori credeți că păcătuiți într-o zi? Vorbesc cu ăștia pocăiți foarte tare, exagerat de pocăiți. Fi sincer cu voi. Cine a privit și a poftit în inima lui, a și prea curvit. Bărbaților, de câte ori priviți? Acum poate nu în fiecare zi, dar odată la lună sigur privești. Și dacă nu recunoști, e alt păcat. De câte ori o minciunică de aia albă, că ne-o scos din situație? O vaccinare la chiuvetă, așa că am auzit că acum pe la chiuvete au început să se strice gumele alea de la atâta Pfizer. Hai să ne gândim, cât să zicem? 10 păcate? 30 de păcate într-o zi? Hai să zicem 3, mult 3. Aș putea să mă duc la așa de multe versete că spune cine zice că e fără de păcat, e un mincinos. Păcătuim. Când ne găsim păcătuind, dăm vina pe diavolul, că ne-a ispitit. De cele mai multe ori așa e, că ăsta e caracterul lui. El a venit ca un lup să sfâșie și știți mai departe. Dar până la urmă, de cele mai multe ori, alegerea și voința noastră, clipe în care alegem păcatul sau respingem păcatul. Avem alegere liberă, așa e, să alegem sau să respingem păcatul.
alcoolul sau alte substanțe, droguri sau așa mai departe, care ne anihilează rațiunea umană. E singurul mod în care procedăm dincolo de alegerea noastră, dincolo de rațiunea noastră. Dar și atunci, noi am luat alegerea să ne îmbătăm. Noi am făcut alegerea să luăm ceva pe nas, să ne injectăm, să luăm o pastilă. Deci noi am avut o alegere. Că după aia se întâmplă lucruri grave și afară din controlul nostru și mulți din pușcării stau acum acolo și spun, mă, eram dus de biat și am intrat cu mașina și am omorât o familie întreagă. Și de-abia mi-a scăpat eu jumătate de an și acum stau restul vieții aici. Dar omul a avut alegere să se îmbete în seara aia sau nu. Și a ales-o pe cea să se îmbete. Nici nu mai știu, săracul, că a ajuns și la volan. Tot timpul avem alegerea. Și acum când un om ca respectivul stă înaintea justiției, ce va zice? Vă rog să mă iertați că am fost beat, nu? Este o lege pentru cei sub ebrietate și cei... Deci cântării cam la fel. Și cum spuneam despre noi, că ziceam că un om moral poate zice că eu mă strădui, da? Suntem la semafor și e așa un galben, dar e galben de la e galben la metro și eu îl văd la... Da? Și îl prins pe roșu în plin. Și chiar după te oprește poliția. Și acum merg și explic la domnul polițist. Un pic. Am 20 și ceva de ani de când conduc. Ăstea ar fi vreo 100.000 de semafoare verzi. Polițistul zice nu. Eu am treabă numai cu ăsta roșu. Și să știi că un singur păcat. Câte păcate credeți că trebuie să fie să ne aducă moartea, care e consecința păcatului? 1, 2, 3, 1000, 100.000? Zic că 1. Pentru un singur păcat, eu n-am cum să ajung în Împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă sunt dat lui Iisus Hristos și dacă El e în mine și eu nu trăiesc în păcat și mă căiesc și îmi pare rău, prin harul Lui, că El a stat la Golgota și a iertat păcatele noastre, a Lui să fie slava. Și dacă spunem 3 păcate pe zi, să știți că într-o lună sunt 90, faceți un pic de matematică. Dar numai de la 3, nu vorbim de 10-20 pe zi. Vorbim de 3 păcate pe zi, într-o lună 90 pe lună, într-un an 1000 de păcate. Și hai să nu calculăm copilăria și să ai, după ce ești așa un pic, să alegi tu cu rațiunea ta lucrurile, să ai un 50 de ani acolo trăiți. 50.000 de păcate. Și acum stăm în fața unei justiții pământești cu 50.000 de antecedente penale. Care ți-e șansa? 50.000. Deci dosare după dosare, după dosare, după dosare, după dosare. Ce șansă mai, ce preț te mai poate răscumpăra? Și realizați că exemplul ăsta cu 3 e vorba de noi aia care ne străduim foarte tare. Și chiar ne străduim. Și totuși, dimineață am avut atitudine ciudată față de soția mea. Și l-ați adăugat la cele 3. Și o privire. Și în trafic, o mânie din asta așa, și am și zis în gândul meu, măi, stețul, cum mi-o tăia calea. Și astea sunt lucruri fine și mărunte, dar dacă stăm să fim sinceri cu noi și să le numărăm toate, așa de multe se pot aduna. Și Duhul Sfânt să ne pătrundă și cu adevărat să fim răstigniți în Hristos și să nu mai trăim noi, ci El să trăiască în noi. Și să facem tot mai puține din astea, că vorbim de lucruri mici, noi nu vorbim de lucruri mari aici. Că dacă ar fi un om care trăiește în desfrâu, ce adună omul ăla? Milioane într-o viață de 50 de ani. Milioane. Niciunul. Nici cel din lume, nici cel din casa lui Dumnezeu. Niciunul. Numai harul lui Iisus Hristos. Singura și unica cale. Iisus Hristos. Ioan 14:6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, atât și mai mult. Aici e frumusețea Scripturii.
legat de judecată. Pune-te, rog, Ioan 5:24. Aici ai frumusețea lui Hristos. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și va veni la judecată. Să mai vorbim un pic. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Roman 5:16. Și darul fără plată nu vine ca printre acel unul care a păcătuit. Cât judecata venită de la unul a dus o sânda. Dar darul fără plată a venit în urma multor greșeli. A adus o hotărâre de iertare. Evrei 9:27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oră, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. L-așteptăm? Amin. Tit 3:4. Capitolul 3, versetul 4. Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui Dumnezeu de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui Dumnezeu, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cât de plină e Scriptura aceasta de încurajări. Luca 9:23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Mai vrem câteva versete. 1 Ioan 5:11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Eclesiastul 3:11. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Tot ce vreau de la viața aceasta este să nu o pierd pe cea veșnică. Amin? El să ne ajute să o dăbândim. 1 Ioan 5:12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Viața egal Fiul. Fiul egal viața. N-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Și cine are pe Fiul, are viața. S-a înțeles, așa e. Și scurta asta viața de aici e biletul spre cea veșnică. Ioan 14:6. Renumitul verset. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ioan 6:35. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. De ce? De mama Manu? Sau de Zuzu? Sau de Panemar? Nu, ca e pâinea. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. El e pâinea vieții. Cine vine la El nu va flămânzi niciodată. Omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă și cu Zuzu și cu Mama Manu, nu? Și cu Subway și cu
orice, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. La Cluj se zice, nu meare nicăieri cu mâna goală. Mă gândeam să înțelegeți un pic mai bine ce anume-i viața. Bucățica asta verde. Atâta-i viața noastră. Merită să faci tot ce poți în ea, să adumba mulți și să-ți mănânci sănătatea, ca după aceea să dai toți banii ca să-ți recapi sănătatea și să faci the rat race. Sau merită cât e ea de scurtă, să o dai toată bine lui Hristos. Să trăiești o viață frumoasă pentru Hristos, să aplicăm cele trei puncte de dimineață. Și astea din seara asta, mai simple. Știi de ce? Că ne așteaptă o veșnicie. Așa de faină și mare cu Domnul. Aleluia! Haideți în picioare! Aș fi luat mai mult, dar ați prins ideea, așa-i? Nu, 20 de metri, atât o fol al Leroy Merlin. Scumpilor, o să cânt o cântare. În timpul ăsta, deschideți ochii, închideți ochii, cum vreți voi cu ochii. Vreau în timpul ăsta să ne cercetăm toți, și eu, și voi, și noi toți, și după cântarea asta intrăm într-o rugăciune. Și Domnul să se atingă de viața noastră și să ne ajute să o dobândim cu adevărat pe cea veșnică. Amin? Amin. Haideți să ne cercetăm pe versurile acestei cântări. Viața se duce ca și un alt, de parcă nici n-a fost. Te-ntrebi cum s-a scurs, mai era copil și alerga pe cât. Și pleacă de pe cer. Te-ntrebi tu ce-ai făcut, că zilele-s lăsate s-aduci rău tot mai mult. Iertare. Te-ntrebi mai poți să cerți că ai iertare și să zidești din nou. Te-ntrebi cum are să plângi cu îmbrățișare, să spui că și-a acceptat. Te-ntrebi
și viața se duce ca și un alt, de parcă nici n-a fost. La Iisus ai pace, iertarea și viața, rămâi cu El pe tron. Hai să-i.